Mi-am ales casele, zice Domnul Dumnezeu, și iată că mi le leg. Prin Duhul meu cel Sfânt fac o alegere pământului, deci iată mi departe vreme când un semnal se va trage din omul înțelept. Ia seama, turmă mică, și pune la inimă cuvintele mele. Semnalul se va trage, iar sunetul lui se va auzi în toate casele pământului. Vegherea asupra celor care vi strângeți la brațe, zice Domnul, și pentru care, iată, v-ați trudit și osteniți zi și noapte, întindeți mâna spre ei și binecuvântați-i. Puneți numele meu în fiecare zi pe frunțile lor, căci vrăjmașul va lovi pruncii nevinovați. S-au pregătit cârlige, zice Domnul Dumnezeu, și iată că vor fi trași de la sânul părinților. Casele care vor fi în focul rugăciunii și în mijlocul ei se va vedea sfințirea, vrăjmașul nu va putea să se apropie. Băgare de seamă tu, tată și mamă, căci Duhul cercetării a început pe întreg pământul. Iată că se răsculește niște foi și se scrie niște lucruri neascuns. Dar ferice de tine dacă vei înțelege cuvântul meu de Dumnezeu. Să te împotrivești înțeleptului și să nu-ți întinzi mâna și mâna ta să scrie lucruri neștiute, pentru că iată se va striga un vai înaintea porții tale. Voi vedea asupra ta, turmă mică. Am pregătit îngeri să păzească pruncii voștri și casele. Cercetez pământul, un ciur va trece de la răsărit la apus, de la miază zi și miază noapte. Să-mi împlinesc ceea ce am scris. Să pecetuiesc și să rup pecetea pe care eu, Domnul Dumnezeu, cu mâna mea, le-am scris, le-am poruncit și le-am sigilat. Toate se vor împlini înaintea ochilor voștri. Băgare de seamă asupra caselor voastre. Să nu lipsească altarul rugăciunii. Sfințirea să fie în mijlocul casei și în jurul acestei sfințiri. Copilul să știe ce înseamnă Creatorul. Iar tatăl să știe ce înseamnă sfințirea și mama să știe ce înseamnă rugăciunea în zori de zi. Ferici de tine dacă vei înțelege cuvântul meu. Vântul se va porni. Nu-l va putea opri decât gura mea de Dumnezeu. Va trece prin toate casele, dar ce al meu? Voi păzi chezaș, mă voi pune unei lucrări străine, ca nu cumva vrăjmașul să ajungă la mintea ta, să-ți ia mica credință și să spui, noi nu mai putem înainta. De aceea te-am înștiințat din timp și din vreme. În casa ta să nu lipsească altarul, căci acolo voi privi. Voi trimite îngerii și voi îndepărta răul care, iată, se sfătuiește nascuns, dar Duhul făgăduinței mele va rămâne peste casele iubiților mei, zice Domnul prin Duhul Sfânt. Amin.